Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici un silver chest cu 138 de gold, Giant Snowball și Royal Hogs. Mai avem un golden chest cu 562 de gold, Wizard, Fireball, mai avem Fire Spirits și Tombstone. Ok, și mai avem aici un Crown Chest care are 1095 de gold, 2 gemuri, Giant Snowball, Barbarians, Goblins și Hog Rider. Bun. Păi, haideți să continuăm cu meciurile din turnament. Da, știm că am pierdut primul meci acum ceva timp, dar sper să câștigăm de acum înainte. Bun, hai să dăm drumul la primul duel. Începem cu Tesla în centru. Ar fi trebuit să pun mini P.K.A. pe acel miner. Da, ne-a dat vreo 400 de damage pe turnul din stânga. Ok. Da, trimitem acum IPK. Să trimit și hog-ul și vom da un freeze aici. Da, o să dăm și un Eros. Și scăpăm... Nu chiar cu bine. Ce să scăpăm de acel giant. Dar din păcate vom pierde turnul din stânga. Bun. Băi, și avem un push destul de bun pe partea stângă. Scoatem acolo. Cred că îi scoatem turnul. Să dăm un Eros aici. Ah, cu încă un hit am fi scos turnul din dreapta. Și hai să vedem dacă reușim să-i scoatem turnul. Da, o să folosesc două Fireball. E mult mai simplu. Da, din păcate avem nevoie și de un Eros acolo. Ok, o să punem aici Valkyra din nou. Și o să trimitem un Hog. Da, vom da freeze și ar trebui să... Nu e chiar așa ușor. Și din păcate ne scoate turnul din dreapta și pierdem a doua partidă din acest challenge. Hai să mai continuăm cu încă un match. Trimitem arcașele.
O să dau aici un fireball. Punem și arcașele în spatele valchirei și hai să trimitem hog-ul pe partea dreaptă. Bun, noi doborâm turnul din stânga. Oh! Nu vreau să spun erouz acolo. Bun, și o să ținem de acest rezultat până la finalul partidei. Pentru că... Da, pentru că e cel mai rapid mod de a obține victoria. Stau aici un freeze. Ah, din păcate a pus... acel Mega Knight. Oh, acel Mega Knight care se duce direct pe turnul din dreapta. Da, și avem nevoie de mai mult decât de două fireball-uri. Cred că de încă două. Hai să trimitem hog-ul. Dreapta, dăm și un farbul acolo și ar trebui să-i scoată turnul. Încă nu. Ok. Nu, no, trebuie să dau farbul pe turn. Da, și cu Eros ar trebui să-i doborăm turnul din dreapta și obținem astfel prima victorie din acest challenge. Băi, a început destul de greu în acest challenge. Ok, să vedem, da, mai donăm câteva cărți. Și hai să continuăm cu încă un meci. Sper să nu fie ultimul. Ar fi foarte trist să avem o singură victorie în acest challenge. Bun, îți dăm aici un fireball. Da, și vom aștepta să vedem... care va fi următoarea lui mutare. A pus un o valchiră și un muschetir. Am intrat deja în double elixir.
și am pus destul de rău acel freeze. Dăm și un fireball aici. Spunem Tesla. Da, vom pune arcașele la jumate. Să vedem și mini PK. Da, și reușim să-i doborâm turnul din partea dreaptă. Da, practic obținem victoria cu acel turn. Oricum, stăteam destul de bine și pe stânga și am fi putut să-l scoatem pe cel din stânga dacă nu se întâmplă așa. Bun, ne luăm și reward-ul. Avem 5 cărți și... Bun. În 2 minute putem să jucăm și la War, dar probabil o voi face în următor episod. Vom avea 4 meciuri în War. Bun. Băi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!